Departamentul pentru românii de pretutindeni a inițiat anul acesta un program pilot menit să susțină comunitățile românești din Ucraina în vreme de război. De ajutor din partea statului român vor beneficia etnicii români din regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odessa. 8 asociații non-guvernamentale și parohii românești din cele 3 regiuni ale țării noastre, unde locuiesc etnici români, au beneficiat de granturi în cadrul programului Sprijinirea comunităților românești din Ucraina. Valoarea totală a proiectelor este de 1,3 milioane de lei românești. Prima etapă a programului de granturi s-a desfășurat deja, iar mai mulți locuitori din satele Buda Mică și Buda Mare, comuna Ostrița, și Dranița, Negrinți, Coșuleni, comuna Mămăliga, regiunea Cernăuți, au avut parte duminica trecută de fericita ocazie și bucuria de a primi din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, prin intermediul beneficiarilor Liga Tineretului Român Junimea din regiunea Cernăuți și Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina, bunuri de primă necesitate și produse alimentare. Cei care au beneficiat de aceste daruri au fost familiile nevoiașe și cu mulți copii, copiii orfani, oamenii cu dizabilități, bătrânii. E foarte greu de fi bătrân, când ai ajutor de nicăieri și tot e scump. Da. Bine când dă pensia, măcar o leacă. Dacă nu ne-ar da nici pensia, păi chiar murim așa ca gâzile. Nu, ce să facem? Așa am ajuns, am trăit foarte greu, că tata n-am avut și... Nu a fost bine, dar am încă e mereu. Biseri noaptea, că bine greutățile. Altceva ce pot să mai spun. Aceste produse din partea statului român. Al român. Îi mulțumesc. Multe mulțumiri pentru că ne s-a aduce aminte românii. Noi toți nații română suntem. Tata meu pentru România a murit. Eu din 44 și el în 45 a murit în mai. Așa că n-am avut niciun bine de la urma tate. Altceva. Mulțumesc românilor. Ascult radio, ascult la televizor. Ce să facem? Nu a fost bine, dar încă nu-i mai bine. E greu să fii bătrân. Fii bătrân, dar fii sănătos. Dacă ești bolnav, e greu cu bătrânețul. Dar așa, cum de domnul așa trebuie să fii. Și am te-am prins. 14 ani avem, am luat sapă în mână și l-a prășit. Era foamece în 47. Avem 14 ani, am prins foamea. Prășăm toată ziua cu ciorbă de in. Așa era timp atunci. Da, am scăpat de sătirea lui. Foamea am prins. Mulțumesc la tot conducerea satului nostru, la conducerea românilor, de pretutindeni care ne susțin pe noi și ne au în grijă lor și în paza lor. Le mulțumim din suflet și îi sărutăm pe toți cu dor și drag. Vrem ca să trăim ca într-o familie, ca într-o casă, ca la o singură masă. Să trăim, să avem toate cele trebuincioase pentru viața noastră pământească.
La evenimentul prilejuit de oferirea bunurilor în cadrul programului de granturi, care a avut loc duminica trecută la primăria din satul Buda Mare, dar și la Școala de Cultură Generală din satul Dranița, a fost prezentă și excelența sa, doamna Irina Loredana Stănculescu, consul general al României la Cernăuți, care a transmis reprezentanților comunității românești din Ucraina un mesaj de susținere și încurajare în aceste timpuri grele de război. Dragii noștri, astăzi pentru România este o zi de mare sărbătoare. La 26 iunie, statul român marchează Ziua Drapelului Național. Conform legii 99/1998, sărbătorim această zi a Drapelului României. Am venit în această zi să fim alături de dumneavoastră, alături de comunitățile românești din Ucraina. Suntem solidari cu poporul ucrainian și încercăm să facem cât putem de mult pentru a fi alături de acesta. Dumneavoastră sunteți cei care simțiți nevoile în acest tragic război. Departamentul Românilor de Pretutindeni a venit să aducă astăzi la dumneavoastră niște mici atenții pentru nevoile pe care le aveți, și Guvernul României este alături de dumneavoastră. În calitate de consul general, aș dori să vă adresez multă sănătate, un cer cu pace, cu liniște, cu dragoste, cu credință, și vreau să știți că vom fi aici, alături de dumneavoastră, și dacă aveți nevoie de ceva, să vă adresați Consulatului General al României la Cernăuți. Primarul comunei Ostrița, Vasile Țurcan, împreună cu doamna Marina Vacarașu, starostele statelor Buda Mică și Buda Mare, au mulțumit statului român pentru atenția acordată românilor din Ucraina și statului ucrainean în general în aceste timpuri deloc ușoare. Vă doresc, nu numai astăzi, vă doresc în viitor, numai să avem pace, liniște, cer senin asupra noastră, să nu trecem prin durerile cele care trec alte orașe, alte lume. Noi numai vedem pe cei care sunt primiți la noi. Au lăsat casă, au lăsat totul, școli, grădiniță, totul ce au avut, o viață au strâns, numai scape viața. De asta ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne apere pe noi. Vă doresc la toți numai sănătate, pace, în familie, căldură, numai bucurie. Ca starostă a satelor Buda Mare și Buda Mică din comuna Ostrița, aș vrea să aduc mulțumiri din tot sufletul Departamentului Românilor de Pretutindeni, doamnei consul Irina Loredana Stănculescu, totodată la toți oamenii de bunocredință care au luat și au participat la această frumoasă binefacere de ajutoare care s-au expediat astăzi aici la noi în sat. Vă mulțumim din suflet că sunteți alături de lumea noastră care au unele momente care ar trebui permanent să fim cu atenție deosebită. Sunt persoane singuratice, persoane cu unele neajunsuri fizice, oameni bolnavi. De aceea sufletul meu este acum în bucurie, pentru că în aceste greutăți nu suntem singuri și este o atenție deosebită față de noi. Oamenii cu lacrimi în ochi, dar și cu bucurie în suflet, au primit aceste daruri. Unii din ei au menționat că pentru prima dată au primit un ajutor atât de consistent din partea României. Mulțumesc statului de sus, românilor, au grijă de mine, mi-au dus ajutor, Doamne Iisus Hristos. Sunt singur, Doamne, și nu mă pot întreține, Doamne, și stare bolnavă. Mă mulțumesc din toată inima, Doamne. Mulțumesc statului de sus, Doamne, și la români, Doamne, care are grijă de bătrâni, Doamne. Tare s-a căzit, dragi mame. Vă mulțumesc statuță ce trebuie de sus, Doamne. Pensia e mică pentru noi, dar ce să facem? Înduceam și îi mulțumim românilor care grijă de noi și ne trimite și nouă producție. A lucrat în tineriețe, 26 ani în fermă și 22 la magazin a lucrat. Dar mă sunt bătrâni și nu pot să lucrez nicăieri. Mă
mulțumesc pentru că ne-ați trimis nouă de ale mâncării, vede. Ai neîmbrăcat, mai ce mai este așa, că e bun, că lumea e năcăjită. N-au, cel ce au copchii, mulți lot le greu, că-s copchii și n-a, copchilul cere să-i dai mâncare, el nu știe să stai, dar dă-i, dă-i mânuță, pâniță, ce ai, trebuie să-i dai. Mulțumim poporului român care grijă de noi, aici ăștia oameni bătrâni care au lucrat cu greu cândva pe la fierme și am o eca, ei s-au gândit ca să ne dea nouă o leac de ajutori, care mai ales noi suntem singuri. Și copiii, am o fetiță la România, acolo în Bacău e trăiește, are 5 copchilași, e acolo, are și bărbat tare, da? Vine la mine rar, că mai au fost bolile astea și una e la Godinești, unul e tot în Becești. Și mulțumim din suflet că are poporul român grijă de noi oamenii ăștia din Cernăuți, care ei se gândesc că poate să gătească războiul ăsta cândva. Cât are greu că o n-a pustit Rusia asupra poporului ucrainean. Sunt o mamă care am 7 copii și în timpul acesta tot o leacă e greu că, cu războiul și e mai puțin bani din altă parte și mulțumim tuturor care au vrut să ajute acest sat din satul Buda Mare, regiunea Cernăuți. Vă mulțumesc din suflet că ați avut dorință să ajutați pe așa lume care au nevoie. Sunt foarte mulți care sunt care oameni care sunt singuri, sunt care bătrâni care într-adevăr ei au nevoie. Au nevoie de obște, că cum nu-s lucru, nicăieri, chiar dacă iese ceva puțin, nu ajunge, cum n-ar fi, trebuie de plătit lumina. Vreau să spun mulțumesc frumos guvernului român pentru ajutorul acordat în timpul de față, că este foarte de folos pentru bătrâni, pentru sunt foarte multe familii care cresc copilașii singuri și în timpul de față este foarte necesar și este foarte greu moral și financiar și acest ajutor este foarte de folos pentru bătrâni și pentru toți. Am reușit astăzi și ieri să aducem o rază de bucurie, de fericire în casele românilor din Comuna Mamăliga. Vorbesc despre ajutorul acordat de Guvernul României prin programul de granturi. Este primul program de granturi oferit prin intermediul Departamentul Românilor de Pretutindeni și iată, în sfârșit, astăzi și ieri am reușit să distribuim, să cumpărăm, să distribuim produse alimentare și de igienă personală în comunitatea românească din Comuna Mamăliga. Vreau să aduc sincere mulțumiri Guvernului României, Departamentului Românilor de Pretutindeni, Consulatului General al României la Cernăuți și tuturor celor care ne-au oferit această bucurie să o aducem în casele românilor noștri. Pe parcursul lunii iunie, peste 420 de familii din satele Buda Mică, Buda Mare, Dranița, Negrinți, Coșuleni și Mamăliga, regiunea Cernăuți, au primit produse alimentare și bunuri de igienă personală grație Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, prin intermediul beneficiarilor din Ucraina. În următoarele luni, de asemenea surprize plăcute, vor beneficia alte câteva sute de familii defavorizate din satele Godinești, Lucovița, Horpova, Bănceni, Țureni, Mamornița, Ostrița, Raionul Cernăuți, Nesfoia, Bălcăuți, Stălinești, Costiceni, Vancicăuți, Tărăsăuți, Forosna, Cerlena și Mamăliga, regiunea Cernăuți, precum și din alte localități ale regiunii Cernăuți, dar și din regiunile Odesa și Transcarpatia.